I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Să știți că multe persoane când văd ideea de pregătitor, da, mai ales la cei din afară, din America mai ales, percep chestia asta ca și cum ar fi ceva simplu. Să știți că nu este deloc simplu. Și vă spun și de ce. Pentru a fi cu adevărat pregătitor, tu trebuie să știi în primul pentru ce te pregătești. Asta înseamnă că trebuie să urmărești știrile din lumea întreagă. Ceea ce e un lucru foarte nociv. Să stai să urmărești știrile îți va ataca foarte mult psihicul, da? Mai ales știrile din ultimul timp, da? Pentru că ba pandemii, ba războaie, ba nu știu ce, ba ce se întâmplă cu vaccinurile. Și tot așa, da? Nu este ușor să-ți menții o atitudine pozitivă. Nu este ușor să zicem, să-ți faci planuri de viitor când mintea ta îți va spune că să nu existe viitor, da? Dar tocmai asta este ideea. A fi pregătitor înseamnă în primul rând să te pregătești pe tine însuți. Nu contează ce ai într-un rucsac, că îți faci un bug out bag. Dacă mental nu te pregătești constant și dacă nu încerci să-ți îmbunătățești mai mult cunoștințele și abilitățile decât a da banii pe chestii, să știi că poți să ai tu toate kiturile din lume, iar într-o situație în care e nevoie de supraviețuire, s-ar putea să te panichezi și cu toate kiturile din lume și toate uneltele, nu vei supraviețui. De asta, psihicul este cel mai important. De asta, ideea e să citești tot felul de cărți de-astea, de preppers, da? Cum se zice? Tocmai pentru că tot citind, îți pregătești psihicul pentru așa ceva. Încep să capezi mai multă încredere în tine că te vei descurca. Și să zicem, dacă tu te uiți la știri, da? Și să zicem, se vorbește în ultimul timp destul de des de războaie nucleare. Ok, când auzi de război nuclear, aolo, vine apocalipsa. Să știți că nu e chiar așa. Și dacă s-ar lansa toate rachetele și bombele nucleare care există, tot va exista viață după, inclusiv viață umană. Și nu mă refer doar la cei care vor fi în buncăre. Evident, mai complicat e că la noi nu prea găsești cărțile în română. Eu am cărți, în engleză, despre diferite lucruri, inclusiv despre cum să supraviețuiești unui atac nuclear și alte chestii. Să zicem, dacă bagi în capul tău informații negative, știri și alte lucruri, dă și ceva pozitiv. Cum supraviețuiești în situațiile alea rele? Dă-ți încredere. Dezvoltă-ți abilitățile. Cunoștințele te vor face mai curajos. Te vor face să fii mai pozitiv. De asta, evident, eu zic, hei, ok, eu recomand la toată lumea în ziua de astăzi chiar să-și pregătească un bug out bag. Da? Bug out bag este... Îți faci un kit, un rucsac, un sac, o plasă, o geantă, nu știu, îți faci ceva unde să spui chestiile pe care tu consideri că le ai nevoie pentru a supraviețui mai mult timp. Și bug out nu înseamnă că neapărat trebuie să vii în natură. Poți să te duci la țară, poți să te duci la o cabană, dar îți părăsești locuința, mai ales dacă stai la oraș, ideal e să părăsești zona aia în caz de ceva. Și te-ai dus undeva unde ești mai într-o zonă mai liniștită. Și mai mă dau cu zăpadă. Eu nu suport să mă simt murdar și eu recomand să aveți așa ceva, pentru că știți cum? Hei, dacă l-ai și nu-l folosești niciodată, nu pierzi nimic. Dar dacă nu l-ai și vine o situație în care ai avea nevoie de el, o să stai atunci să începi să spui și ha, uite, pun și asta. Dar sigur vei uita lucruri esențiale. Pentru că în momente de agitație și de panică,
În mod sigur, n-o să ții tot ce ți-ai fi luat dacă îți pregăteai dinainte. Cum am zis, nu pierzi nimic dacă tu ai pregătit din timp așa ceva. Bun. Sper că ați înțeles ideea. Pregătiți-vă psihic în primul rând. Kiturile și uneltele și astea sunt importante, dar nu cele mai importante. Acum, partea a doua. Că inițial vreau să termin după ce am zis cu kit, că sunt să vă pregătiți psihic și astea, dar pe aia m-am gândit la o chestie. Ok. Alt lucru care nu e ușor în a fi pregătitor este bugetul. Pentru că sunt sigur că sunt foarte multe persoane care, chiar dacă au niște venituri mai mari, orice chestie de pregătitor se simte, da? Când începe, pentru că, ok, poate dacă tu ai un buget mai mare, poate nu-ți cumperi, nu știu, un ferăstrău de ăsta cu Miltec cu lamă de 18, poate ți-e un Silky Boy de la, nu știu, katana de cu lamă atâta, da? De, nu știu, un metru, da? Și dai, nu știu, 1000 de lei sau 1000 și ceva de lei un de la, da? E diferență. Poate nu ți iei un multitool, nu știu de care, tu poate ți iei Letterman Surge sau Charge sau nu știu ce. Sau mai e un Letterman, nu mai știu cum e zice, Garage, nu știu, care e vreo 1500 de dolari sau de euro. Înțelegeți? Când ai buget mai mare și cheltuiești mai mult, da? Trebuie să țineți cont în felul următor. Trebuie să ai bazele, ceva pentru adăpost, ceva pentru foc, ceva pentru apă, ceva pentru hrană. Plus, ideal ar fi să ai, pentru procura hrană, plus să ai rezerve, alimente, apă, îmbrăcăminte, medicamente, da? Evident, avansăm. Ideal ar fi să ai așa ceva ca niște ascunzători. Ai într-un loc o rezervă, ai în alt loc altă rezervă, da? În caz că se întâmplă ceva și s-a dus o rezervă, mai ai și altele. Înțelegeți de ce zic cu cât ai mai mulți bani, cu atâta vei cheltui mai mult? Sunt sigur de asta. Și atunci trebuie să vă gândiți, bun, ce este prioritar pentru mine să am acum? Păi asta, asta, asta. Ok, atunci astea sunt ce voi pune ca și plan să iau. Îmi trebuie de-astea cele mai scumpe sau de-astea mai ieftine? Hai să mă uit la review-uri, pentru că alea ieftine s-ar putea să nu fie bune deloc. Și mai bine aștepți puțin și facem așa fel, ok, nu ți-ai acut, ți-ai peste 3 luni, dar ți-ai ceva mai scump, dar mai bun. Cum am dat exemplu un ferăstrău, dar ăsta e foarte bun. Adică chiar sunt foarte mulțumit. Dar dau ca exemple, da? Și atunci îți programezi bugetul. Ok, cât pot să pun și eu lunar deoparte pentru pregătire? Păi nu știu, hai să pun deoparte 100 de lei. Sau un exemplu. Bun, ce vreau să iau din ăștia 100 de lei? Păi hai să iau 10 litri de apă, iau două bidoane de alea de apă, 10 litri fiecare, îi pun deoparte, iau niște conserve de, nu știu, de 40 de lei conserve, de 10 lei apă, de exemplu, și mai rămân 50 de lei, care îi pui, de exemplu, hei, uite, vreau să-mi iau un Victorinox, câți bani costă, atâta, bun, n-am acu atâta, îi pun deoparte 50 de lei ăștia și strâng. Poate nu vrei multitool, vrei un briceag, da, care e 500 de lei, ok. Luna viitoare la fel faci. Pui apă, pui mâncare, pui 50 de lei. Poate luna următoare zici, hei, sau următoarele două luni zici, hei, am apă, am mâncare, mi-ajunge momentan, hai să pun mai repede să iau briceagul. Vezi o ofertă că de la 500 de lei e 300 de lei. Pac, l-ai luat. Eu vă dau niște exemple. Contează foarte mult cum vă programați bugetul. Acum, sper că înțelegeți ideea că nu e ușor să fii pregătitor, dar e mai bine să fii decât să nu fii. Și nu toată lumea trebuie să fie pregătitor la modul să aibă nu știu ce de-astea de supraviețuire în natură. Hei, puteți să vă creați niște, să căutați să creați comunități. Eu sunt inginer, el e doctor și Cutărescu le are cu supraviețuitul în natură. Păi hai să fim prieteni. Înțelegeți ideea? Evident, dacă te descurci la toate, treaba ta, dar poți să nu fii tu as la unele chestii, găsește-ți un as la acele chestii. Cam atât că iar mă lungesc. Așa că eu vă doresc multă sănătate și sper că, indiferent ce învățăm, chestii de supraviețuire sau așa, să nu fim niciodată nevoi să le folosim, dar, repet, e mai bine să le știi, e mai bine să fii pregătit, e mai bine să ai un kit decât să nu ai așa ceva. La revedere!